la vederile care îl laudă pe Domnul. Și vederea aceasta ne spune, frate, că uiți la Dumnezeu, vedeți măreția și slava și aștepți în tăcere răspunsul Domnului. Dacă îți ridici privire spre Dumnezeu și dacă vezi pe Dumnezeu și dacă îți spui așa îndrăgută, Doamne, Dumnezeu vede, știți care este efectul? Ascultați-vă rog frumos, dar cum sunteți în situația aceea? Dar cum sunteți în situația în care strigați în tăcere? Aveți un strigăt pe care doar Dumnezeu la putea știe. Ascultați-vă. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă împăriseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lanțurile morții. Mai rău de atât se poate? Se poate mai rău? Dar strângurarea mea am chemat pe Domnul. Și ascultați-mă. Am strigat pe Dumnezeu meu, birocașul lui, el mi-a auzit. Și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Și acum ascultați-mă. Atunci s-a zguduit pământul și s-a cutremurat. Temeliile munților s-au mișcat și s-au clătinat. Pentru că el se mâniase. Din nările lui se ridica fum și un foc mistuitor ieșea din gura lui. Cărbuni aprinși țâșneau din ea. A plecat cerurile și s-a coborât un nor gros era sub picioarele lui. Călărea pe un heruvim și zbura. Venea plutind pe aripile vântului. Întunericul și răpuse învelitoare, iar cortul lui împrejurul lui erau niște ape întunecoase și nor negri. Din strălucirea care se răspângea înaintea lui, ieșeau nori, care aruncau grindină și cărbuni de foc. Domnul a adunat în ceruri. Cel prea înalt a făcut să răsune glasul cu grindină și cărbuni de foc. A aruncat săgeți și a risipit pe vrăjmașii mei. A înmulțit loviturile trăsnetului și a pus pe fugă. Atunci s-au văzut alte apelor și s-au descoperit temeliile lumii. La mustrarea ta, Doamne, la buietul suflării mânărilor tale. El și-a întins mâna de sus, m-a apucat, m-a scos din apele cele mari, m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmașii mei care erau mortali decât mine. Ați auzit? Ăsta e Dumnezeu. Când îți ridici, lasă-l, așa, timp. Dar iubește Domnul, că ți-ai ridicat de despre el și zici, Doamne, dar cum mai ești într-o situație care se pare că nu poți să spui, dar dacă îți ridici, lasă-l cu Dumnezeu, Dumnezeu face. Din loc așa. Dumnezeu. Dacă știi că cineva care este în situația asta, nu-l informa pe Dumnezeu, ci nici tot cine. Pentru că inima noastră, în toate rugăciunile noastre, are în următoarea rugăciune, aș vrea să mijlocim înainte de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este cel care aude. Indiferent care este cel care aude. Indiferent cât de constituie să facă Dumnezeu. Și când Dumnezeu vede că nădejdea noastră ne destinge, când vede că iubirea noastră față de el, că vede că în cuvintea lui Sfânt, atunci toate lucrurile pe care ați auzit sunt adevărate. Dumnezeu se mânie. Și cu toată puterea și cu toată emoția și bine, să se amintă pe cel care este. Așa vom striga înaintea lui Dumnezeu și vom mijloci pentru cei care trec prin încercări, pentru cei care știm că au nevoie de ajutorul Dumnezeu pentru noi. Așa ne vom ruga lui Dumnezeu și pentru robul care a rostit cuvântul din viața aceasta, pentru a el. Ca Dumnezeu să-i dea putere, să-i dea cuvânt. Un cuvânt după voia lui, pentru adunare. Hai să ne ridicăm și pe fratele Pavel Vizat, pe
Magda și pentru a...